Italia va da în judecată Austria la Curtea Europeană de Justiție, asta după ce austriecii au impus restricții vehiculelor de marfă italiene la pasul Brenner pentru a împiedica intrarea migranților după criza de la Lampedusa din Italia în Austria. Anunțul a fost făcut în această săptămână de vicepremierul și ministrul transporturilor din Italia, Matteo Salvini, care ce spune? Vedem acum. În acest moment avem încredere în justiția Curții Europene. Nu poți pune pe seama, totul pe seama Italiei, cerând primirea și integrarea migranților în Lampedusa, în timp ce blochezi granița la pasul Brenner. Acest guvern va pune capăt acestei rușini, spune Salvini. Vă reamintesc, și România se pregătește să dea în judecată Austria la Curtea Europeană dacă va bloca intrarea României în Schengen din nou. Petra Stuiber, redactor șef de Standard, unul dintre cele mai importante ziare din Austria, ne explică ce se află în spatele acțiunilor guvernului de la Viena. Vedem acum. Our prime minister said that if Chancellor Nehammer thinks that the system of Schengen is not working, why Austria is not exiting the border-free zone? Nehammer would respond that we are not only tough on Romania, we are also tough on Italy, because Italy has this problem with Lampedusa. Many, many migrants are there and it's hard to manage the problem. But Nehammer said if Italy isn't capable of managing that problem, then he would quit Schengen temporarily and close the borders to Italy. Ne așteaptă două consilii JAI în octombrie și în decembrie, în cadrul cărora noi, România, sperăm să putem adera la Schengen. Mai multe ziare din Austria scriu însă că România blochează participarea Austriei la reuniunile NATO pentru a forța mâna guvernului de la Viena. Austria nu este membru NATO, dar este partener al alianței. Doi ofițeri ai forțelor armate austriece de la Bruxelles așteaptă de săptămâni întregi acreditarea lor la alianță, dar accesul lor este întârziat de România, care a cerut timp de gândire până la jumătatea lui octombrie, care reprezintă chiar data primului Consiliu JAI. Într-un comunicat, un purtător de cuvânt al NATO, vedem imediat, a declarat așa: contăm pe România și Austria pentru a rezolva orice problemă bilaterală care ar putea afecta activitatea ofițerilor austrieci din posturile NATO. Așadar, urmează să vedem care va fi decizia României. Mergem mai departe.